Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, noul sezon a venit, vedem că avem boostat gărzile și hai să vedem ce noutăți ne aduce acest sezon. Vedem că avem ceva în shop pentru început. Okay, un free mode care e destul de drăguț, cu acel schelet în care lustruiește coroana și un golden chest care vine la pachet cu acel emote cu 555 de gold, hell spirit, furnace, skeleton barrel și battle rap. Ok. Ne-a băgat deja și emote-ul în inventorii. Ok, mai avem aceste chesturi care, boi, sincer, sunt cam scumpe. 750 de gemuri pentru 40.000 de gold și două tokenuri și un chest, dar nu e o afacere chiar bună. Ok, hai să ne mai uităm un pic la acest emote care, sincer, arată destul de drăguț. Băi, chiar îmi place acest emote. Ok, și hai să vedem, avem Trophy Road-ul, care are o grămadă de reward-uri. O să le deschidem și noi chiar acum, hai să începem. Avem 5.000 de gold, avem un epic trade token, da? Avem un epic chest aici, hai să vedem, avem un Barbarian Barrel, 2 execuționeri, 7 tornado și 10 poison. Bun, încă 5.000 de gold. Aici putem să ne alegem între gărzi și scheletonul cel mare și o să luăm scheletonul cel mare pentru că avem mai puține cărți. Un legendary chest pe care n-am reușit noi să-l câștigăm în sezonul trecut. Eram foarte aproape să-l atingem. Și primim un Inferno Dragon. Aia nu e chiar cartea mea preferată, dar e o legendară până la urmă. Avem încă 5.000 de gold, încă un epic token care probabil se transformă în 2.000 de gold. Da? Și mai avem un giant chest care are 2.961 de gold, are un prinț, are skeletons, skeleton dragons și 66 de cutremure. Wow! O grămadă de cărți care se transformă în star points și în extra gold. Bun, hai să vedem și reward-urile de aici, avem un 1000 de gold. Păi și war-ul ăsta, da? Sezonul ăsta de fapt, este primul sezon care, nu știu, nu s-a făcut deloc tantam pe YouTube, adică mă așteptam să aflăm noutăți, să știm emote-uri, să știm arena, cum arată, ce noutăți aduce, dar probabil din cauza că a fost, n-are niciun emote aici în PES, ba nu, e unul, trebuie să fie undeva pe aici, uite-l, e acel like. Dar probabil pentru că a venit update-ul cu Clan War 2, din cauza asta n-au mai făcut tantam așa de mare. Bun, și începe un nou week, da, pentru Clan War. Vedem aici bărcile aliniate, vom da și noi un match astăzi, sau poate chiar mai multe. Hai să vedem în clan ce s-a mai întâmplat. Au te deja oameni care și-au cumpărat Pest Royale-ul. Da, și luăm și noi 500 de gold de pe urma lor. Ok, bun. Și avem și eventuri noi. Oh, care arată destul de șmecher așa la prima vedere. Grave Guards. Lost Crown Edition, ok. Peter, Larry and their guards friends join in the battle. Ok, da, la trei luzuri ieșim. Probabil se vor spana gărzi. Nici nu știu. Hai să dăm drumul la un match. Foarte curios cum va fi acest challenge. Dar deja vedem, arena este cea din... sau seamănă cu cea din War.
Nu, seamănă cu aia de la butoaie. Da, și se spanează gărzi în arenă. Da, trebuie să facem defense aici la acel... acel Baby Dragon. Da, tragem aici pe Tesla. Pun mini Pekka-ul pe stânga. Aici vom pune Valkyra undeva pe aici pentru acei goblins. Ok, să dăm aici un Nereus care sper eu să prindă mai multe trupe. Am scăpat de Arcașe în principal. Și ieșim binișor din acest atac. Și stăm aici un fireball pe Baby Dragon. Pune și Valkyra. Ah, din păcate a targetat pe Arcașe. N-ar fi trebuit să dau acel Eros acolo. M-am grăbit un pic. Da, voi pune aici Valkyra. Oh, și ne rupe cu graveyard-ul pe turn. Ne-a scos turnul. Da, trebuie să atacăm din nou. Să pun Tesla aici pentru Baby Dragon. Oh, din păcate nu mai rămâne în viață Electro Wizard-ul. Oh, doamne. Nu mai rămâne în viață. Dar nici nu mai știu ce era acolo. Cred că Kogu sau Mini Pekka. Băi, și ne-au luat deja un turn. Asta nu e deloc bine. Ok, scăpăm de Baby Dragon. Trimit Hogu pe partea dreaptă cu un freeze aici, ar trebui să rezolvăm cât de cât lucrurile. Hai să vedem. Ok. Băi, și destul de rău. Trimit repede Hogu, dar nu cred că mai avem, da. Nu reușim să ajungem cu Hogu pe turn, trebuia să ne grăbim un pic. Deși era cam dificil acolo. Bun, da, ăsta e nou challenge. O să revenim cu meciuri mult mai bune. Hai să ne facem și defense-ul aici pe cele trei turnuri. Să-l păstrăm pe cel vechi. Faza nașpa e că nu putem să vedem relorile la meciuri. Eram foarte curios să văd cum face față acest defense într-un atac. Așa că o să-l păstrăm momentan. Nu știu cât de bun e, dar putem doar să-l testăm. Bun, și continuăm cu aceleași clanuri. Vedem că cei de la Tomorrowland deja au dat câteva atacuri și putem să jucăm și noi câteva meciuri. Hai să începem cu meciurile din duel. Așa că v-am arătat noile mele deck-uri pe care le-am gândit. Un pic diferit, mă rog, primul este cel clasic și aici am mai schimbat câteva chestii. Hai să dăm drumul cu primul meci. O să folosesc deck-ul numărul 2. Da, cel cu golem. Păi, sincer, n-am reușit nicio victorie cu acest deck. Dar, na, depinde foarte mult de ce au ceilalți. Punem un Dark Scabrin aici. Așa, ar trebui să... Da, de fapt, va targeta pe Dark Scabrin și apoi pe Golem. Hai să vedem cum scăpăm aici de acest atac. Bun. Nu o să dau un...
Fireball și de fapt, cred că mai degrabă aș pune Baby Dragon, nu? Punem acum și Furnace-ul. Bun. Și vom porni, cred că din nou, cu golemul din spate. Bun, revenim în match. După acea problemă cu netul, în care am pierdut un pic teren. Da, hai să vedem cum... Da, ce bine că a dat pe lângă Flying Machine. Ok, trimitem o Baby Dragon, nu? A, care nu va rezolva mare lucru. Ok, trimitem din nou golemul. Am intrat în Double Elixir. Am intrat în Double Elixir și trebuie să avem mare grijă. Da, dacă aș putea să-i schimb un pic traiectoria acelui... Acelui X-Bow. Băi, incredibil. Ce o să-mi fac neapărat deck cu X-Bow. Dar n-ai nicio șansă. Dacă nu e deck-ul tău... Greu de luptat cu X-Bow. Hai să vedem. Începem cu arcașele din spate. Trimitem și Hog-ul. Hai să-l trimitem pe partea dreaptă. Trimitem Venipeca. Da, și vom da și un freeze. Dar nu avem suficient elixir. Și din păcate nu reușim să învingem acel prinț. Da, abia acum cu Valkyra, dar ne-a luat destul de mult din viața ei. Da, stăm destul de bine momentan în acest match. Sincer, se putea mult mai bine, dar hai să vedem. Ok, dar nu o să dau racheta pe execuționer, pe electro. Ok, și va pune giant-ul. N-am pus giant-ul, haha, aici a greșit-o. Sau nu. Da, incredibil. Băi, nu, dar avem și Ghinion. Da, cu puțin la viață reușește să ne dea de două ori push-ul pe două turnuri. Mi se pare chiar curat Ghinion. Hai să încercăm din nou un atac cu Hog-ul. Punem și Valkyra în față. Și o să ne păstrăm... Tesla și mini pe cap pentru defense. Hai să scăpăm momentan de prinț. Ok. Să trimitem și Hog-ul. Are un nou atac destul de urât, dar nu-mi place deloc. Și l-am cu Valkyra aici. Da, și trebuie să-ți dau neapărat un Eros care din nou, frate, rămâne în viața acel prinț. Bun. Da, ne oprim aici cu acest episod. Da, din păcate pierdem duelul din War.
dar vom reveni cu meciuri mult mai bune, sper eu, în episoadele următoare. Bun, cam atât pentru azi, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.